România a avut 13,6 milioane de turiști în 2023, arată ultimele date ale Institutului Național de Statistică. Dintre aceștia, doar 15 au venit din străinătate, restul fiind români care au călătorit în țară către destinații diferite. Media șederii acestora a fost de doar 2 zile. De călătorie. Asta arată evident că țara noastră este în continuare deficitară la acest capitol al turismului și promovarea României în străinătate nu a adus mai mulți vizitatori în țară. Cele mai vizitate zone din România au fost, doamnelor și domnilor, acestea. Bucureștiul cu 1,8 milioane de persoane care au venit în capitala României, Constanța cu 1,5 și Brașovul de asemenea cu 1,5 milioane de persoane. Cei mai mulți turiști străini care au vizitat țara noastră au venit din Germania, care este pe primul loc cu 218.000 de persoane care au venit la noi în țară, Italia cu 186.000 și Israelul cu 150.500 de persoane în 2023. Foarte mulți români au preferat să-și petreacă vacanța în afara țării, arată aceste date. 19,4 milioane de plecări din țară au fost înregistrate la graniță la ieșirea din România în 2023, plecări cu un procent de 12% mai mare față de anul 2022. Acestea